Echipele de juniori ale Politehnicii Timișoara vor susține în weekend meciuri în campionatele naționale. În Liga de Tineret, Poli va întâlni duminică de la ora 12 pe ACS Kid Stâmpa Brașov, în etapa nouă a play-out-ului. Meciul se va disputa la baza Politehnica numărul 2. În clasament alb-violeții, antrenați de Cristian Petcu, sunt pe locul 5, penultimul cu 18 puncte. În runda precedentă, Poli a pierdut 0-1 în deplasare cu CXR-da Miercurea Ciuc. Tot duminică, pe același teren, dar de la ora 14, alb-violeții vor primi vizita celor de la UTA în Liga Elitelor Under 17 în etapa nouă a play-off-ului. În clasament, elevii lui Cristian Gălan sunt pe locul 2 cu 37 de puncte la 4 lungimi de liderul CS Universitatea Craiova. În etapa precedentă, Poli a câștigat cu 4-1 în deplasare cu CXR-da Miercurea Ciuc. Poli Ripensia va fi duelul în Liga Elitelor Under 16. Meciul se va disputa sâmbătă de la ora 10 în etapa nouă a play-off-ului. În clasament, jucătorii antrenați până de curând de Paul Codrea sunt pe locul 3 cu 35 de puncte. În runda precedentă, Poli a pierdut 0-2 în deplasare cu Viitorul Cluj. În toate aceste faze ale campionatului, etapa nouă reprezintă penultima etapă. În Liga Elitelor Under 15, campionatul se află înaintea turneelor semifinale. Poli nu s-a calificat după ce în zona 3 din sferturi a ocupat locul 3, penultimul, într-o grupă cu CS Universitatea, Academia de Fotbal Giga Popescu, ambele din Craiova, și CSM Deva.